Ok, deci bune, sunt Sebastian, iar astăzi o să vă arăt, după cum v-am spus în episodul trecut, cu ce mai mi-am cumpărat, adică aceste două jocuri. O să vă arăt colecția mea de mărțișoare. Și în primul rând, înainte să începem videoclipul, vreau să vă spun, dați un like, dar mai am ceva de spus. Eu nu înțeleg de ce fetele pot să dea un leu pe un mărțișor, gen. Uitați-vă la asta. Ăsta nu a costat mai mult de un leu sau mai mult de 2 lei, dar dacă noi le luăm ceva de 2 lei sau un leu, vin la noi și ne spun: dar ce e asta? Atâta? Asta simt eu pentru tine? Dar ce, mai pupat odată ca să însemni tu ceva pentru mine? Nu, doar mai părât la diligentă și atâta! Nu însemni nimica pentru mine! În fine. Da. Da. Bun, hai să vă prezint mărțișoarele mele. Astea sunt primite mereu, cred că, 1 martie. Nu știu, aici arată martie, gen. Normal că nu poate să arate septembrie. În fine, martie. Avem, uite, așa, mărțișoarul ăsta, care e un ghiocel. Pentru moment am crezut că e ceva, un gânganie, nu mai știu. E un ghiocel. Arată fain, ok. Asta care arată mai calitativ, în care arată în fluture. Ok, nu mai știu care și care le-a primit de la care și ce, și ce fată. Știu că undeva prin Craiova se dă invers, gen băieții mărțișoară și fetele ciocolată. Acum nu mai știu. Aici, din nou, în fluture, dar de data asta este un fluture mai mare. Adică uitați diferența. Bine, ăsta e un pic mai detaliat și mai normal decât ăsta. Numai că ăsta pare a fi cu niște minereuri foarte prețioase, cum ar fi rubin sau diamant. Ok, ăsta care e făcut din metal, cred, sau poate cauciuc tare, nu știu. Așa, foarte frumos, cu o ie. Ăsta care chiar arată fain, este cu un înger. Adică fata care mi-a dat acest mărțișor mă crede un înger. Mulțumesc, dar sigur nu crezi asta. În fine. În fine, următorul mărțișor, care ăsta mi se pare cel mai, nu că e cute, dar cel mai amuzant. Un minion. Eu mă uit la minion, îmi place. Adică am făcut și recenzii despre filmul Minionii 2. Ăsta un mărțișor cu ceva copac de aur, ceva, nu știu. Următorul. Ăsta cred că este cel mai ieftin mărțișor, care costă sub 50 de bani, frate. Deci, după cum vedeți în lumină, pare a fi așa cu din asta, dar de fapt, stați. El este transparent și doar are mărțișorul și este extrem de mic. Ok. Următorul, care pare a fi ceva de clopoțel, dar da? Așa. Următorul, ceva, o creatură, nu știu, o reptilă, care stă pe o ramură de copac. Următorul este un fel de magnet și un trifoi, nu știu, ceva de gen oricum. Vă arată așa ca nu cumva lumina să intre și să nu se mai vede. Următorul este o pisică. Pam, pam, pam. O pisică. Următorul este... Nu știu exact ce este asta, dar cred că un cred că un ghiocel, sincer. Așa cred. Următorul este o floricică. Următorul este o rață. E o rață. În fine.
Asta e o bubuză, dar nu pare a fi o bubuză. Așa, asta este, sunt două buburuze făcute din, sau ce? Da. Asta sunt două buburuze, dar făcute din lemn, pictată, aia e făcută din metal și nu mai știu ce. Asta e un personaj, nu știu exact cine este. Asta este un trifoi cu patru foi, îmi dă noroc fata aia. Noroc și ție. Nu știu cine mi-e dat, dar noroc și ție, dacă tu mi-ai dat. Următoarea, o broască testoasă. Broască testoasă. Următorul este tot un fel de buburuză. Frate, pentru o super bunică. Nu sunt atât de bătrân și nu sunt femeie. Nu sunt atât de bătrân și nu sunt femeie, frate, pe bune. Mă, crezi femeie? N-am o păr atât de mare gen. Uitați-vă la Seba, stai Seba, să mă înstărați un păr la școală, zici că e fetița mea, frate, zici că vrea să devină față, nu să fie băiat în continuare, frate. Acum ăla trebuia să se nască, să se naște fată, gen, serios, man. Dar mă întrebați de ce stau așa cu capul mai jos, este pentru că mi-am pus telefon pe pătii și... Na, telefonul așa, eu așa stau trebui, nu stau nici chiar așa trebui și... Înțelegeți voi, n-am zis nimic pe care să înțelegi, dar totuși... ăsta este tot un copac, stați să vadă camera. Un copac, da. Ăsta este tot un diocel, se pare ca primul diocel care vi l-am arătat. Ăsta cel mai fain, absolut cel mai fain, care păcat că nu-i făcut de Disney însăși. Mickey Mouse! Era un TikTok cu cine mai puternic dintre Mickey Mouse și Madara. Mickey Mouse! Da. Ăsta e un fel de... Spuneți-mi și mie ce e asta. Ori este un autobuz, ori este un Among Us cu urechi de pisică și... Da. Următorul este... Nu știu, cred că... Spericior din... Vrăjitorul din Oz. Băi, cum să... Deci nu se putea, frate. Dacă l-am aici pe Mickey Mouse, trebuia să există și un mini. Trebuia să existe și mini pe undeva. Adică, pe bune, frate. Următorul este un câine din cei 101 dalmațieni. Următorul este tot o ie. Numai că un pic diferit față de prima. Următorul este un măr sau gugoșar. Broș și jucăuș. Oh, man. Următorul este tot un personaj, nu știu cine poate fi ăsta, chiar nu înțeleg. Următorul, care este mult mai slab decât celălalt, este doar o buburuză, nu mai sunt două buburuze, frate. S-au zgârcit fetele mele. Următorul este o buburuză, dar cu o frunză în formă de magnet. Vrea să mă atragă lângă ea, băieți. Următoarea, din nou, mini. Nu știu dacă colegii pe mini mă cred fată sau băiat, gen. Deci îmi dau mini sau la mulți ani bunică. Oh my god, man. Asta e un fel de... Eu cu o fată sub umbrele și ne uităm unul la altul. Te iubesc. Bun. Asta este... Nu mai știu cum o cheamă. Știu că e din filmul ăla în care o căprioară moare și... Na... Horror de la Disney. Asta e un fel de... Nu știu care e personajul ăsta, frate, mă, că mă bântuie. Vreau să știu și... Uitați, ca să nu ziceți că... zic eu prostii că un mărțișor costă un leu sau ceva. Uitați aici, un leu și 30 de bani. Mărțișorul ăsta, frate. Iar dacă îi dau eu pentru o bomboană cu un leu 30 de bani și dau la o fată, îmi zice: dar ce e asta, măi?
ce e asta? Numai eu tot asemn eu pentru tine. Păi, Dana, tu, eu ce însemn pentru tine? Îmi dai mărțișor de 1,30 bani, frate. Nu-i corect. Deci mă jur din nu le cumpăr eu de 8 martie niște bomboane. Uite atâta de mici și câte una la fiecare, frate. Ca să ies și eu pe profit, nu? Ce e asta, man? Stai că ăsta îl păstrez iarăși lui maică-mea că nu mă crede. Așa, următorul tot o e. Na, ca să ziceți că, nu au gusturi la fel, frate. Exact la fel, să amândouă. Următorul este tot o floricică. Ceva asemănător cu ce am mai văzut înainte. Da. Exact la fel, aproape la fel. Ok, aproape. Un alt ghiocel, frate. Da. Bă, dar nicăieri nu mai arată prețul, mă. Chiar vreau să găsesc și la altele prețul, frate. Aoleu, și vreau să le găsesc prețul la toate. Bă, dar fetele le-au dezlipit ca nu cumva să vedem noi să le aducem mai scumpă ciocolată, să ne minte ele pe noi că ce că au dat cel ce le-au pe mărțișor. Dar de fapt ele au dat 1,30 de bani. În fine, frate. Așa, asta este cel mai slab mărțișor din lume. Nici nu știu ce este. Încă o e la fel ca prima care am văzut-o prima oară, la exact la fel. Alți ghiocei, dar de data asta mai răi. O fată cu o pălărie. Eu nu sunt fată! Ok? O e din nou? Ok, asta pare fi făcut la mână, dar cine s-ar obosi să facă un mărțișor pentru un băiat ca mine la mână, frate? Hai că sigur ăla de la o țigancă cu vreo 2 lei, man. Ok, asta arată mai fain, ok? Mai fain arată asta, respect. Chiar mărțișor la 50 de bani, man. E efectiv o bucățică mică de metal cu o bucățică, cu două bucățene mici de ață, man. Ce-i asta? Ce-i asta? Un magnet din nou, nu! Eu am deja iubită, poate pe atunci n-aveam iubită și toate mă plăceau. Dar cred că nu. Asta. Fuck, man. Ăsta este fucking un mărțișor care nici măcar nu se poate lega, care 100.000 o costat 10 bani, frate. 100%, man. Ok, ăsta arată ceva mai cum e. Hai să vedem acum ce găsim, poate găsesc aici dintr-o dată 77 de milioane și pot la Xbox One S ca să vă fac vouă content, oare? Oare chiar găsim asta? Oare găsim asta? Man, mai eu zic că ar trebui în loc din mărțișor de 1,30 de bani ca fetele să ne dea bani, frate. 5 lei băiatul meu. Așa că nu suntem mulți băieți în clasă, suntem vreo 16. Că noi dăm vreo 10 lei pe o ciocolată și nu le zicem nimica și după aceea, după o săptămână când le-am luat o ciocolată de 10 lei, ne spune la dirigintă cum că am făcut nu știu ce prostie. Fetele astea sunt retardate. Ok, arată fain. Efectiv, cel mai fain mărțișor din lume. O pisică de metal, gen. Arată extrem de fain și în modul cum a fost împachetată. Deci, fata care a dat chestia asta mie s-a gândit la totul, frate, gen. S-a gândit la ce mă gândesc și eu. Sau poate doar a fost o admiratoare secretă pentru mine. Hai că da, frate. Așa. Următoarea, un trifoi cu patru foi. Am
plictise de chestia asta, frate. Un trandafir sau nu știu ce floare asta, eu nu mă pricep florile, în fine, arată fain. Ce e asta, frate? Vreau să văd prețurile, nu arată niciuna, niciun preț. Doar, ai, du-le și 30 de bani. Bă, mă uit eu așa la voi dacă credeți ce am găsit, frate. Am găsit un mărțișor cu un semn de Infinity sau 8, care e făcut dintr-un metal și gândiți-vă că metalul ăsta a fost pus în cutia asta gen 2 ani, 3 ani. Nu a fost pus la nicio zăpadă, nici soare, nimic, nicio apă. Și ruginit, frate. Ce e asta, man? O floare! Alte iepi bune, frate! Un alt ghio, cel care ăsta e mai dezorientat, părerea mea. Ăsta vi l-am arătat? Nu știu dacă vi l-am arătat, dar cred că da. Așa, personajul acela. Și ăsta care, bă, ăsta se vede că e făcut la mână, ceea ce mă impresionează un pic mai mult decât porcăriile astea care vi l-am arătat înainte. Este un mărțișor, așa, o funie, doar o funie care... Dar n-a, e făcută la mână, gen, se vede că e făcut la mână. Dacă nu e făcută la mână și a fost cumpărat de undeva, fabricantul care a făcut asta este cel mai leneș om. Și fata care mi l-a dat mie, care mi l-a cumpărat, este cea mai nisâmțită fată. Dar dacă fata l-a făcut, e bun. Dar e ok. Oh, bine. Acum avem un mărțișor un pic mai special. Care, bă, aici cred că a dat mai mult bani pentru mărțișorul ăsta. Este o cutie cu mărțișor, numai că n-are ață, dar ața... Ziceți și voi, frate, nu e așa că ața... Faci mărțișorul mai urât, frate, chiar dacă n-a. Ok, deci mi se pare fain că ăsta de aici alb este un fel de puf care se protejezi mărțișorul, ok? Aici la fel, încă cutie. Numai că de data asta... Oh my god, cum i-o sărit? Cum i-o sărit acul de la mărțișorul ăsta? Oricum, ăsta la fel e ruginit. A, înțeles, man. Ăsta e ruginit sau nu? A, ăsta nu. Ăsta cu flutările noi, e fain. Ăsta e ruginit, cel mai de care. Și acum mai am două. Care sunt unele dintre cele mai faine. Ăsta care este un fel de ghiocin și au vrut să facă tentativă de aur pe aici. Mai că nu e aur, gen. Cine ar da aur pentru mărțișor, frate? Și ăsta care... L-am lăsat la final și este cel mai mișto mărțișor. Un scorpion care, băi, omule, să mor eu de nu l-aș purta, man. Da, na, nu l-aș purta că nu vreau, știi ce zic? În fine, arată foarte fain, gen. Respect pentru fata care l-a luat, man. Nu știu unde l-a luat, dar așa ar trebui toate să aducă, nu doar asta, man. Ok, nu mai știu cum să îl pun înapoi, dar nu mă interesează. Bun, asta a fost videoclip de azi, sper că v-a plăcut. Da? Următorul videoclip poate va fi 100% din 99,9% gaming. Care o să fie cu Sonic 2. Episodul 8 din Sonic 2, episodul 7 din Brawl Stars sau episodul 13 din Batman Arkham Asylum. Așa, oricum am vreo 3 episoade pregătite cu Batman Arkham Asylum, deci nu-i bai, nu-i bai deloc. Și după ce termin videoclipul ăsta am să testez jocurile astea, gen Red Dead 2 și Assassin's Creed. Și da, dacă merg... O să facem un joc, o să facem un videoclip, dacă nu merg, le duc înapoi la mine și îmi primesc bani înapoi, gen, nicio problemă. Oricum, ăsta a fost videoclip de azi, hai, pa, pa!
lasă așa să facă 20 minute. Pa, pa!